7 februarie. Împărăția amenințată. Iisus, fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat, s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Ioan 6:15. Așezați pe câmpul acoperit de iarbă, în amurgul unei zile de primăvară, oamenii mâncau din alimentele oferite de Domnul Hristos. Nici o putere omenească nu putea face din 5 pâini de orz și din 2 peștișori suficientă hrană pentru a ospăta mii de oameni înfometați. Iar ei și-au zis, acesta este într-adevăr profetul care trebuia să vină în lume. Ioan 6:14. El poate înfrânge neamurile și da lui Israel stăpânirea căutată de atâta timp. În entuziasmul lor, oamenii sunt gata să-l încoroneze pe loc ca împărat al lor. Ei văd că el nu face niciun efort pentru a le atrage atenția asupra sa sau pentru a-și câștiga slava. Ei se tem că el nu va face niciun pas pentru a pretinde dreptul la tronul lui David. După ce s-au sfătuit, s-au înțeles să-l ia cu forța și să-l proclame împărat peste Israel. Iisus vedea ceea ce se punea la cale și înțelegea, lucru de care ei nu erau în stare. Care ar fi fost urmările unei asemenea acțiuni? Violența și insurecția ar fi urmat acestui efort de a-l pune pe tron, iar lucrarea împărăției spirituale ar fi fost împiedicată. Această mișcare a maselor trebuia supusă fără nicio întârziere. Chemându-și ucenicii, Iisus le poruncește să se îmbarce și să se întoarcă de îndată la Capernaum. Iisus poruncește acum mulțimii să se împrăștie, iar modul în care face aceasta este atât de hotărât încât ei nu îndrăznesc să nu se supună. Noblețea împărătească a ținutei lui Iisus și cele câteva porunci date pe un ton calm înăbușesc toată acea fierbere și inhibă toate planurile pe care mulțimea le avea. Ei recunosc în el o putere mai presus de orice autoritate omenească și se supun fără nicio vorbă. Rămas singur, Iisus a dus pe un munte rugându-se singur. El s-a rugat pentru puterea de a descoperi oamenilor caracterul divin al misiunii sale și pentru ca Satana să nu reușească să le acopere înțelegerea sau să le întunece judecata. Chinuit și cu sufletul sfâșiat, el s-a rugat pentru ucenicii săi. Speranțele pe care le nutreau de atâta timp, întemeiate pe o amăgire la nivel de națiune, aveau să fie spulberate într-un mod umilitor, dureros. În locul înălțării sale pe tronul lui David, ei aveau să fie martorii crucificării lui. Aceasta avea să fie adevărata sa încoronare.